vă rog, eu o să citesc două, trei propoziții și apoi pe rând o să citiți și voi, da? Eu o să spun pe litere, că altfel nu trebuie. Nu e nicio problemă, că te așteptăm să pronunți și tu foarte bine. V-am pregătit o carte, se numește Furnica și porumbița, de Lev Tolstoi. Și hai să începem. Vulturul, cioara și ciobanul. O turmă de oi păștea pe pășune. Pe neașteptate apăru un vultur. Rând pe rând, copiii au citit din cartea cu fabule. Cei mici s-au declarat pasionați de lectură. Este și motivul pentru care s-au înscris la atelierul de la bibliotecă. Acest atelier vine în fața copilor cu lectură, dar noi încercăm nu numai să le citim noi, îi vom motiva pe fiecare dintre ei să citească și dorim prin acest lucru să-i și învățăm să vorbească în public, să-și deschidă această abilitate și chiar să înțeleagă mai bine textele literare. Foarte mult să-i citesc și când am auzit de acest atelier mi-a plăcut foarte mult și am zis că e o... cum să zic, o fericire, o ocazie să vin aici. Ce îți place să citești? Multe cărți de aventuri, unele chiar să fie mai așa, mai cu detectivi mai plac și să aibă așa un mister. Ce citești de obicei? Cu aventură, cu să fie acțiune acolo, ceva acolo. Îmi place să citesc Harry Potter, pentru că e o carte de aventură. Câte volume ai citit până acum? Sunt la al doilea acum. Cărțile mă ajută să pronunț, de exemplu, mai multe cuvinte mai bine sau să am vocabularul mai... bogat. Da, exact. Atelierul de lectură nu este singurul organizat de bibliotecă în această vară. Atelierele sunt de la lectură până la dezvoltarea abilităților practice și pot să menționez aici câte ceva. Vino să citești cu mine, probleme la matematică pentru copii cu vârste 7-17 ani, înșirete mărgărite pentru copii cu vârste între 7-10 ani, atelier de scriere creativă, limbi străine, franceză, engleză, germană, de pictură, tu n-ai chef să colorezi, și lecturi terapeutice, un curs pe care îl organizăm cu un cadru medical autorizat pentru copiii care nu știu încă să-și gestioneze emoțiile, deci avem în vedere și această categorie de copii. Totodată copiii pot participa și la un curs de prim ajutor și unul de șah. Biblioteca Județeană Nicolae Iorga derulează și două concursuri. Unul de gramatică numit Vorbește corect, vorbește românește și unul de pictură Culorile speranței, ajuns la a treia ediție. Un concurs prin care copiii ne trimiteau câte două, trei lucrări și pentru că fiecare dintre cei care au pierdut o persoană dragă sau o cunoștință, chiar și un animăluț, imaginile au fost însoțite și de mesaje adresate acelui personaj sau acelei persoane pe care o descriau în pictură. Și acum la fel, anul acesta? Și anul acesta se va desfășura la fel. Deja el a fost promovat pe pagina de Facebook, a început de la 1 iulie partea de înscriere, se va finaliza undeva la 30 august. Detalii despre atelierele și concursurile organizate de bibliotecă se găsesc pe paginile web și Facebook ale instituției.